Deci, dragi prieteni, o nouă zi, o nouă săptămână și după mult timp vă aduc din nou un interviu live. Bine, acum nici nu știu câte persoane o să fiți online pentru că este diferența aceasta de fus orar și eu nici nu mai anunț acum când am interviurile live pentru că nu se știe niciodată cum sunt programele mele sau ai invitatului sau invitatei și atunci nu vreau să vă pun să mă așteptați degeaba. Dar astăzi vreau să vă spun că vom vorbi iar despre sportul care, deși mereu vă spun, cea mai medaliată secție a clubului nostru este cea de canotaj, caia, canoe. Eu cea mai productivă, cum vă zic mereu, o consider pe cea de scrimă, pentru că în toate secțiile a fost urcușuri și coborâșuri ca performanță, dar dacă vă uitați la secția de scrimă, în fiecare decadă au fost performanțe. Deci este o secție care a fost performantă mereu și a ținut standardul de nivelul clubului nostru, clubului Steaua, și eu o consider cea mai productivă a noastră. Astăzi vom vorbi despre schimbări, vom vorbi, bineînțeles, cu o legendă. Știu că v-am adus și persoane încă active și vă mai aduce. Și vă voi aduce astăzi o legendă, și nu doar legendă, face parte din generația care a fost denumită cea mai talentată și cea mai frumoasă, nu doar a României și a Stelei, și chiar a lumii. Am văzut unele articole care a fost denumită cea mai frumoasă generație a lumii, deci vă dați seama cu atât ne face mai mândri. Astăzi vă aduce o legendă, cum vă spun eu mereu, sunt și mai mândru pentru că este bucureștean ca și mine. Dar oricum o să încerc să fac această prezentare scurtă pentru că, cum vă spun eu mereu, e bine să vă aduc invitatul în cazul de față astăzi, invitata în față, pentru că e mai bine să vă spună ea, pentru că așa, cu tehnologia de astăzi, voi puteți să tipăriți și performanțele care vă le spun mereu le găsiți foarte repede. Deci a luat parte la două jocuri, a participat la două jocuri olimpice, este medaliată și e campionat mondial și așa mai departe. Ea, pe plan intern, vă mai spun că la orice sportiv al Stelei este multiplă campioană națională. Dar, cum v-am zis, și a fost antrenată de celebrul antrenor emerit, și anume domnul Tudor Petruș, după care s-a și dat numele unei dintre sălile din complexul Ghencea de acolo. Dar vom vorbi de toate evenimentele sau cele majore din viața dânsei și din cariera dânsei. Deci, dragi prieteni, fără prea multe alte prezentări, vă aduc astăzi în față pe nimeni alta decât doamna Claudia Laura Grigorescu Vanță. Să rămână! Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație! Nicio problemă, e plăcerea de partea mea și, cum spun eu mereu, onoare este de partea mea și mă bucur că mi-a acordat acest timp mie și mulțumesc familiei dumneavoastră că și ei mi-a, cum se zice, mă... vă dau pe dumneavoastră în loc să vă petreceți timpul cu ei, cum se spune. Dar mă scuzați că uitați cum sunt eu. Întotdeauna spun că eu sper să mă bâlbui la sfârșit, de iată că mă emoționez și mă bâlbui așa început, pentru că eu nici n-am făcut la viața mea jurnalist sau televiziune și atunci nu sunt orator sau ceva. La mine oarecum nevoia și pasiunea m-au învățat, dar aici mă opresc pentru că deja trebuie să las invitatul să vorbească. Și prima întrebare, cum o spun eu mereu, pornește de la rădăcini. Este trei într-una. Nu ca cafeaua Nescafe Brasero, dar și anume, da, și anume cum a început povestea dumneavoastră aceasta frumoasă și de când atracția pentru sportul în slujba care ați rămas și sunt sigur că lubiți în continuare și cine v-a descoperit? Tatăl meu a fost cel care care este vinovat pentru faptul că am ajuns la scrimă. Tatăl meu a fost un microbist. Da. Clubul Steaua, Clubul Steaua a semnat pentru el foarte mult. El era fan al echipei de fotbal. Da. Noi am locuit în drumul Taberii, așa că clubul Steaua a fost cel mai aproape de noi. Da. Și eu sunt emoționată, îmi cer scuze. Nu, stați liniștită, nu e nicio problemă. El a hotărât să fac scrimă.
Așa, m-a luat de mână și am fost în Plevnei. Da. Pentru că acolo era sala de scrimă. Doamna Olga Orban Sabo era proaspătă ieșită din activitate, așa că nu am ajuns la dânsa, am ajuns la un alt antrenor de sabie, da. Neaghiță îi spuneam, care era și armurier pe atunci. Așa că am început scrima cu dânsul. Ulterior am ajuns să mă antrenez, să fiu antrenată și de doamna Olga Orban Sabo, regretata. Da, Olga Orban Sabo. Iar la vârsta de 13 ani, domnul Tudor Petruș, da. Proaspăt ieșit din activitate de performanță, da. M-a descoperit. Și așa am ajuns să fac scrimă mai serios. Da, da, și am uitat să spun că, deși a spus dumneavoastră că ați început cu sabia, dumneavoastră ați făcut floreta. Nu am început cu sabia, domnul da, Nea Ghiță. Scrima la început nu se începe cu arma în mână. Există întâi o fază de inițiere care se începe cu deplasarea. Ai pași înainte, pași înapoi, fandare. Deci întâi începi să te deplasezi, apoi iei arma în mână. Dânsul era, făcuse sabie, dar prelua mai mulți copii și îi iniția în anumite arme. Da, sabie, da. Sau floretă. Am înțeles, da. Și am uitat să vă spun înainte să intrăm că eu din când în când, așa la câteva minute, o să pun pe ecran așa imagini cu, din cariera dumneavoastră sau de-a lungul vieții dumneavoastră, fie când erați, uitați aici, o poză când erați mică, cum se spune? Da, nu cred că eram foarte mică, cred că aveam vreo 18 ani în poză. Cam a, așa. Da, în fine, așa da. Păream. Mică, să zicem, da, mică față de cum suntem, da. Acum, să spunem. Da. Da. Și dacă tot vine vorba de arme, vreau să vă întreb, pentru că na, știți, bineînțeles, toate tehnicile și știți și greutatea lor și așa mai departe, și ați avut și colegi care au fost și îmbrățișat și alte arme. Care vi se pare cea mai grea sau cea mai ușoară dintre arme? Chiar dacă dumneavoastră. Cea mai grea sau mai ușoară ca și tehnică sau? La modul general, nici nu știu cum să pun această întrebare. Vă dați seama că dacă eu nu știu prea multe chestii de te. Așa. Cum ați simțit cu dumneavoastră pe planșă, să zicem, da. În scrimă există trei arme. Da. Floretă, sabie și spadă. Diferența este o diferență între toate trei armele. Floreta este, ca să zic așa, ușor de mânuit, dar are niște reguli mai convenționale, adică da. contează atacul, parada, riposta sunt bun. La spadă este cine lovește primul. Ah. Adică în clipa în care tu ai lovit, dacă celălalt lovește imediat după, nu se mai aprinde becul, da? Sau dacă se lovește în același timp, se aprind ambele becuri și se punctează și de o parte și de alta. Am înțeles. Iar sabia este extrem de... la sabie trebuie să fii foarte, foarte rapid. Acolo nu este timp de gândire. Trebuie să știi de la început, când a zis arbitru, gata, porniți, ce trebuie să faci. Da. Și acolo tot așa contează... deci este atac, este paradă, ripostă, este oprire în timp. Deci tot așa un arbitru trebuie să fie acolo și să judece fraza de arme. Deci la spadă ar fi mai simplu. Mai cred simplu. Că și un copil ar putea să arbitreze un asal de spadă. Pentru că se uită la becuri. Da. Așa. Uitați, știu că am auzit toate comentarii, spun de la început să nu creadă lumea că eu am venit după o bătaie sau MMA și am ochii așa, dar la mine e foarte dimineață și îmi bate lumina într-un anumit fel. Și dumneavoastră vă vedeți foarte bine. Dumneavoastră vă vedeți foarte bine, iar eu mă văd de parcă m-a băgat cineva într-un subsol la poliție și am ochiul vânăt. Da. Dar nu contează asta, că dacă e, cum se zice, vă fac pe dumneavoastră mai mare și eu rămân mic aici, că nu contează să mă văd eu, pe mine mă vede lumea mereu. Dumneavoastră sunteți important astăzi și acum vreau să vă întreb, pentru că a spus că
ați pornit de la vârsta, de la adolescență și așa mai departe, și vreau să vă întreb cum au fost anii de înainte, cum a fost copilăria dumneavoastră și cum v-ați bucurat de ea și dacă poate la un moment dat când ați îmbrățișat acest sport, apoi viața dumneavoastră s-a contopit cu sportul și nu ați mai avut timp așa mult de... Da, nu cecle vieții. Da. Sincer, nu am fost foarte atrasă de scrimă la început. Da. Îmi plăcea foarte mult să mă joc în fața blocului cu copiii. Asta așa se practica pe vremea noastră, că nu existau telefoane, nu. Cred că jocurile noastre m-au ajutat să mă dezvolt fizic. Adică îmi făceam sărituri, aruncări, tot felul de jocuri care ne dezvoltau, abilitățile. Da. Dragostea mea, pasiunea pentru acest sport a început undeva la vârsta de 15 ani, când am participat la prima Balcaniadă de juniori. Pe vremea noastră, deplasările în afară nu erau pentru oricine, așa că am descoperit, să zic așa, o altă viață. Un grup minunat de colege, de antrenori, de persoane care am simțit că ne doreau, cel puțin începând cu doamna Ana Pascu, care era președinta federației, am simțit că, nu știu cum să spun, am simțit că este un drum pe care dacă merg și sunt serioasă, am să ajung undeva. Da, va avea un drum frumos. Da. Bineînțeles că nu presărat cu flori. A trebuit să renunț la multe lucruri și școala a fost importantă pentru mine. Da. În sensul că deși nu mergeam la școală, învățam și mergeam când dădeam toate tezele, toate examenele. N-a fost ușor, dar cred că a meritat. Da. Și dacă tot a spus că nu v-a plăcut de la început. Vreau să vă întreb ce alte sporturi ați mai practicat așa de-a lungul timpului și v-au plăcut. Nu am mai practicat foarte multe sporturi. Da. Undeva pe la vârsta de 9 ani, 8 ani era Nadia Comăneci. Toată lumea în fața blocului făcea roata, stând pe mine cădere în pod și așa. Aveam cartea scrisă de domnul Graur sau, nu știu, prima carte despre Nadia pe care am citit-o și am recitit-o de mii de ori. Da. Sau? Da, nu, nici eu mai știu cine a scris. Nu. Este o carte cu coperți din carton. Carton, da. Prima carte scrisă. Nu, cine a scris-o. Așa. Da, totuși dacă a fost, s-ar putea să fie scris totuși altcineva, că domnul Graur parcă... Nu, domnul Graur. Da, deci nu prea mi-aduc aminte în anii aceia să fi scris cărți, da. Nu, nu contează, lăsați că avea lumea e curioasă acum și caută care a fost prima carte de Nadia. Da, nu am mai făcut alte sporturi, nu am mai avut când... Ne mai puneau antrenorii să mai jucăm basket sau volei peste... Nu, eu mă gândeam înainte să începeți scrima. Pentru că e clar că atunci când ați început sportul și să-l faceți de performanță, e clar că nu mai prea putea să faci alt sport pentru că risca să vă accidentați, nu? Da, corect. Nu am mai practicat alte sporturi înainte decât puțin în not sau... Nu era ca în ziua de astăzi. Copiii în ziua de astăzi, începând de la 4 ani, deja sunt duși la multe activități. La noi nu era cazul. Da. Mergeam la grădiniță și după aia, când ajungeam acasă, ne jucam în fața blocului. Corect, da. Și dacă tot vine vorba că ați început la o vârstă așa la adolescență, vreau să vă întreb dacă ați fost tot timpul sau cum ați fost o persoană puternică din punct de vedere psihic sau ați fost emotivă și poate cu timpul și experiența ați putut să vă stăpâniți mai bine stările? Da, am fost o persoană emotivă. Cred că de aceea de la început nu mi-a plăcut scrima, pentru că știu că la primul meu concurs, când a zis arbitru gata, porniți, eu am luat-o înapoi. Adică mi-era foarte frică de lovituri. Noi eram destul de înțepate așa la picioare și la mâini, adică
Da. După concursuri arătam foarte rău, foarte Ah. rău, pline de Da. vânătăi pe picioare, pe mâini. Vă dați seama că nu ne loveam numai pe lameu, pe suprafața valabilă, ne mai loveam și pe lângă. Mai Da, sugeam, da. ne mai tăiam degetele, ne mai... Da, păi și dacă tot vine vorba de acest lucru, eu tot așa am o întrebare specifică la fiecare sport. Știu, la not, întreb cum a fost prima burtă, la fotbal prima minge în față. La Da. dumneavoastră, cum a fost, cum a spus deja, cum a fost prima înțepătură și dacă v-a debusolat sau v-a îngrijorat puțin, sau am avut invitați care au spus că prima experiență, așa în ghilimele, să spunem negativă, i-a făcut să îndrăgostească și mai mult de sportul care l-au practicat. Da? Nu, nu. Nu mai mi-aduc aminte. Nu cred că am avut ceva neapărat să mă rănească atât de tare, dar au fost multe lovituri. Da. Multe lovituri. Acum vreau să vă întreb, nu întrebarea aceea clasică cu debutul, pentru că ați și spus cum ați intrat în concurs și așa cum ați fost din punct de vedere psihic. Vreau să vă întreb care a fost momentul în care v-ați dat seama, cum ați spus, dacă nu v-a plăcut de la început, care a fost momentul în care v-ați dat seama că veți face performanță cu acest sport și e cel potrivit pentru dumneavoastră? Am avut destule cumpene. Acum, dacă vă povestesc, Da. în primul rând, am început scrima cu mâna dreaptă. Ah, Domnul da. Dumnezeu la Am uitat 13 să spun că ani a trecut sunteți cu mâna stângă. stângaci. E încă un lucru care ne aseamănă, că și eu sunt tot stângaci. Nu văd cu ochiul stâng din naștere, așa că a fost un pic dificil să fiu și pe stânga și cu ochiul stâng leneș, trebuia să descoper la o vârstă foarte fragedă lucrul ăsta. Deci nu s-a mai putut face nimic, drept care la 15 ani am fost tăiată cu foarfeca de doctorul de la lot, cu fiind ultima pe listă, m-a tăiat cu foarfeca așa, de pe listă, și a spus că nu sunt aptă. Partea comică e că nici până la sfârșitul carierei n-am fost aptă să practic, așa scria în fișa mea medicală, pentru că nu vedeam cu un ochi. Da. Am și la facultate, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, când m-am înscris, am avut nevoie de o relație, să pot să intru acolo. Mi s-a spus că în cazul în care pățesc un accident și mă lovesc la ochiul drept, nu o să mai văd. Adevărul că un accident se poate întâmpla oricând, nu trebuia neapărat să mi se întâmple la cursurile de sport. Da, corect. Păi, Așa cu că atât la mai mine a mult. trecut destul de. A fost foarte. După aceea, în 89, fix înainte de Revoluție, am făcut hepatită. Pentru noi, hepatita pe vremea aceea era egală cu închiderea activității sportive. Așa se știa despre hepatită. Astăzi nu mai e așa. Și cu toate astea am reluat. Nu știu, pentru mine a fost un drum pe care l-am urmat cu sârguința. Alt drum nu aveam de urmat. Da. Și medaliile au apărut, vă spun. Am fost înconjurată de antrenori foarte buni, de colege foarte bune. Am fost muncitoare, am fost serioase. Până la urmă, ăsta a fost drumul meu. Nu știu dacă aș fi ales alt drum, probabil aș fi făcut o facultate, am încercat să dau la ASE în primul an, probabil aș fi lucrat într-o bancă sau nu Da. știu, undeva de genul ăsta, dar cred că a fost drumul potrivit pentru Da. mine. Și da, dacă tot vine vă performanță, cred că dumneavoastră v-ați simțit, sau poate în acel moment nu v-ați dat seama, în Jocurile Olimpice la Barcelona, că ați fost cea care a închis acea finală mică olimpică și ați adus medalia, cum se spune, echipei Da, României. V-ați dar dat seama în înainte. acele momente, sau poate mai târziu v-ați dat seama că dumneavoastră ați fost, cum se zice, cea care. N-am fost numai eu. Îi știu și eu, Colega dar mea a fiind demonstrat ultima, în mă refer, 2005. fiind ultima, da. Da, a câștigat 5. Da, s-a închis. Ah, ok. Nu. Colega mea, Roxana Dumitrescu, a câștigat 5-0, un asalt înainte de mine, ceea ce mi-a dat posibilitatea să fiu mai aproape. Până Da. la urmă, nu, noi nu gândim așa. În orice caz, medalia de la Barcelona
a fost cea mai frumoasă. Cred că rămâne cea mai frumoasă medalie și nu numai pentru mine, și pentru colegele mele. Cea mai frumoasă medalie din cariera mea. Da, corect, da. Acum vreau să vă întreb, că dacă tot ați menționat cu Revoluția și dumneavoastră sunteți așa părtașe chiar mai bine decât mine la două evenimente majore și pentru, așa, pentru România, și anume cu tremurul din 77, la care dumneavoastră aveați câțiva ani, eu aveam 3 săptămâni și mi-a spus mama că fugea cu mine pe acolo să nu mor. Dar așa? Eu eram în cadă, făceam baie. Oh, da, păi chiar asta vreau să vă întreb, cum ați simțit cele două evenimente, cu tremurul și apoi la Revoluție. Eu la Revoluție, pe mine și pe fratele meu mai mic, eu aveam 12 ani la Revoluție, aproape 13 ani, dar ne-au dus în țară, la Vrancea, și noi ne jucam pe afară și părinții erau, și puteam să rămânem, Doamne ferește, orfani, dar n-a fost cazul. Și vreau să vă întreb cum a fost de cele două evenimente. Iată că primul mi-a spus că erați în cadă. La primul eram în cadă, aveam și niște bărcuțe ceva și chiar se mișcau de adevăratelea. Da. Bineînțeles, a venit mama mea, m-a luat repede, m-am șters, am ieșit în fața blocului, toată lumea era afară. Da. Iar la Revoluție abia terminasem cu hepatita și eram obligată să stau în casă. Fum, o perioadă. Da. Așa că am fost foarte safe atunci. Da, da. Cum se zice dumneavoastră, vedeați gloanțele pe geam sau? N-au fost gloanțe la mine. Da, da, nu, că nici n-au fost. Nu erau. În taberele n-au fost gloanțe, da. Dar au fost niște copii care au murit și da, corect. Nu, e regretabil și așa mai departe. Uitați, acum am pus o poză dumneavoastră că când înseamnă că dată, da, vă place natura și erați aici ca și cum ar fi o cercetașă, că și eu am fost la cercetaș și știu că ne punea din când în când să plantăm pomi. Da, a fost un eveniment organizat de Comitetul Olimpic Român, sponsorizat de Dedeman. Da. Să știți că gropile au fost făcute, din fericire, da. Era destul de frig. Noi doar am acoperit groapa și am plantat niște brăduți care sunt și în ziua de azi acolo, au crescut. A, foarte frumos, da. Și mi-a spus băiatul meu că a fost acolo, și nu numai băiatul meu, mi-a spus și alți copii că au văzut numele meu acolo scris. Este făcut foarte frumos. Unde sunt trecute numele celor care au plantat sportivii. Da, da, da. Foarte frumos. Asta e chiar o chestie memorabilă care rămâne acolo. Și o să fiți în istorie, cum este Hall of Fame-ul unde se păsește, așa, da. Dumneavoastră sunteți cu brăduțul. Da, cu brăduțul, exact. Da, da, foarte frumos. Să mă duc să-l mai ud vara. A, da, păi da, cum să nu, bineînțeles, știu că la Braș nu trebuie chiar atât de mult sau chiar trebuie mai multă apă, pentru că rădăcinile lor sunt acolo implantate adânc. Acum, tot așa, să zicem, o întrebare de aceasta... mai personal, dar nu personal, că eu nu pun întrebări din acestea de natură, știu eu, de cancan sau ceva, dar vreau să vă întreb dacă vreodată sau și acum, în viața de zi cu zi, în general, în viața noastră, dacă ați avut și pe timpul carierei, ați avut, nu să zice neapărat unele superstiții, dar poate și unele tabieturi care le făceați și care v-au purtat noroc și ați ținut la ele. Bineînțeles, toată lumea are tabieturi și superstiții. Da. Nimic. Nu am avut superstiții foarte mari. Laura era cu anafura tot timpul înainte să plecăm la un meci important, primeam câte o bucățică de anafură și de la ea. Da, mici superstiții, dar nu foarte mari. Adică nu mi-amintesc așa ceva, să zic că îmi puneam hainele pe dos sau... Da. Sau da, plecați cu stângul sau cu dreptul sau vă trezeați în parte. Da, sau... da. Nu mai mi-aduc aminte, sincer. Da. Mici superstiții, toată lumea are mici superstiții. Da. Păi și dacă tot nu mai am nicio superstiție acum, chiar. Da, păi știu că unele persoane mi-au spus că da, a fost frumos chestia aceasta, alții care știu eu au fost puțin mai tar sau mai labil psihic, nu știu cum să spună, au spus că au încercat în timp să renunțe la aceste lucruri, că le-au considerat o slăbiciune maturizându-se sau nu știu, chestii de genul. Depinde de fiecare, că sunt unele persoane care încă mai țin la unele lucruri și la vârsta înaintată, nu e. Da, da, asta așa e. Dar eu nu sunt genul care să
să fac. Dacă asta. Tot ați menționat. Nu mai am timp să mă gândesc. Nu mai am timp. Corect. Păi acum sunteți. Aveți alte probleme, cum se zice, trebuie să fiți o mamă și o soție, sunt alte treburi în care corect. Să fiți numărul unu acolo, da? Corect. Și corect. Dacă tot ați menționat de colega dumneavoastră, tot așa mare sportiv, doamna Laura, uitați, am pus o poză aici, probabil erați în cantonament sau după un concurs. Nu, știu exact unde eram în poza asta, eram la campionatele mondiale de la Atena în 1994, când am ieșit campioane mondiale. Da, corect. Da, aveați tot dreptul să vă odihniți dacă erați campioane mondiale, cum se spune. Da, da, așa e. Eram terminate după poza, da, da. Așa se vede. Da, 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 corect. Acum, dacă tot vine vorba de acest lucru și cele mai multe amintiri, noi așa, persoanele de obișnuite, ne aducem aminte așa la o vârstă, să zicem, înaintată, de cel mai frumos moment în viață, care le considerăm, știu eu, adolescent, liceu, facultate și așa mai departe. Dumneavoastră, ca sportivi, cele mai multe amintiri le aveți în general de prin cantonamente. Și vreau să vă întreb așa, dacă ne puteți împărtăși una sau dacă sunt mai mici, mai multe, sau care, cum considerați dumneavoastră, o întâmplare de aceasta, haslie, o farsă, o chestie care s-a întâmplat prin cantonamente și bineînțeles care poate fi spusă, că sunt multe care se spune că nu pot fi spuse toate lucrurile. Nu mai... Știți cât timp a trecut de când am încheiat activitatea sportivă? Au trecut... Știu, păi de asta zic că probabil vă e greu și să vă-i lamintesc sau să le puneți acolo în ordine care a fost mai important. 20 ceva de ani, da. Da. Apropo că ați scris de antrenorul nostru, da. Tudor Petruș. Eram la o plimbare prin Atena și un alt antrenor, domnul Mustață, i-a pus un bolovan în geantă în timpul în care dânsul era, domnul Petruș era să-și cumpere o bere de la... Da, da. Supermarket, a lăsat geanta acolo și i-a pus un bolovan și după aceea ne-am plimbat vreo jumătate de oră. După care l-am auzit spunând, nu știu ce se întâmplă cu geanta mea, de este atât de grea. Da. Asta e una din farsele noastre. Da, am înțeles. Da, e multe lucruri. Știți cum e că am depinde de invitat persoanele care, știu, am avut persoane și foarte tinere. Și ei, vă dați seama, acești copii sau adolescențe, le erau rușine să facă chestii de acestea și unii mi-au spus că, neavând așa multă distracție în cantonamente, câteodată le făceau farsa antrenorii lor. Da. Acum, au fost multe. Da, da, păi vă cred, nu, de asta și știu cum ați zis că a trecut o perioadă. Acum vreau să vă întreb cum a fost la acel eveniment când s-a inaugurat sala domnului Petruș acolo în complexul Ghecea și v-ați reîntâlnit cu multe din colegii noastre sau cu alte sportive din diferite generații sau și chiar la alte sporturi de la Clubul Steaua. Nu, am fost mai mult din familia Scrimei, cei prezenți. Văd acolo colegele, soția antrenorului meu. Era și am făcut la un moment dat un interviu și cu doamnă, cu persoane de media, că și-am lucrat prin media și o văd acolo și pe doamna Alina Alexoi de la TVR. Da, doamna Alina Alexoi, care, pe care am cunoscut-o la Jocurile Olimpice de la Seul. De la Seul, mă scuzați, acolo ar fi trebuit să mergem și nu am participat din cauză că ne-am fost tăiate de pe listă pe vremea lui Ceaușescu. Da, da, da. Nu am povestit. Da, am fost calificate și acolo mergea, pe vremea lui Ceaușescu participa un anumit număr de sportivi. Lotul nu era că te califici și participi. Erau stabilit un anumit număr de sportivi. Noi fusesem vicecampioane mondiale la Lozan și aveam tot dreptul să participăm la Olimpiada de la Seul. Da. Înainte de a pleca, am probat costumele și după aceea am aflat că participă doar două colege de ale noastre. Noi, celelalte trei din echipă, am rămas acasă. Și cred că a plecat gimnastica băieți, care nu
avea nicio șansă de medalie, da. Dar au fost preferați. Așa. Au fost chestii de-astea de invidie. Și vă întrebați de experiențele rele, că am avut mai multe rele decât... Păi nu, că dumneavoastră puteți să spuneți orice, că e... Care, bineînțeles, acum să zicem ne amuzăm, dar în acele momente bineînțeles că erați mâhnită și așa mai departe. Și cu toții ne amintim de cum a fost tăiată și Nadia. Că probabil de ea, dacă ar mai fi concurat la toate celelalte turnee care ar fi trebuit să concureze, acum cei care se laudă că au făcut mai multe medalii ca ea, probabil niciodată n-ar fi făcut mai multe medalii ca ea în gimnastică. Așa și dumneavoastră a fost tăiată și au fost multe cazuri la mulți sportivi care ar fi meritat și tot așa din invidia celui de care a fost acolo, sau poate câteodată nici n-a fost decizia lui, au fost alții care l-au păcălit pe lângă și poate aceia au tăiat, cine știe. Da, cine știe, asta a fost. Da. Doamna Alina Alexoi, am cunoscut-o la Atlanta, atunci era mai la început. Da. Și ea participa la toate competițiile importante alături de noi, din partea televiziunii române. Da. Cam asta e. Da. A fost un eveniment frumos. Da. Și domnul Tudor Petruș arată foarte bine pe acolo, la intrarea sa la descrimă, așa o să știe toată lumea despre dânsul, pentru că vedeți și noastră, după 10, 20, 30 de ani deja nu mai știe nimeni cine a fost. Da, și e mare păcat și atunci e bine să fie chestii de genul acesta, să dea numele anumitor săl, că atunci lumea, cei care nu știu despre el, dacă îi duc părinții sau cineva de mână, întreabă, domne, cine a fost acea persoană, exact, și atunci rămâne într-o nouă generație să se știe de dânsul. Da. Da. Așa cum și eu am amintire că tatăl meu, când mă lua de la Politehnică, mă lua în cârcă sau mă lua de mânuță și mă ducea după orele care le făcea acolo, mă ducea, știu eu, pe sportul studențesc și așa l-am descoperit pe Hagi sau chestii de genul ăsta. Da. Acum vreau să vă întreb, eu tot așa neștiind detalii de acestea de tactică și tehnice, deși uitați că eu tot așa am avut plăcuta surpriză ca doi dintre prietenii mei cei mai buni să-mi spună după ani de zile și oarecum... Chestia asta te face și de râs ca prieten, să zici, domne, e prietenul tău și n-ai știut lucrul ăsta despre el. Doi dintre prietenii mei, o fată și un băiat, mi-au spus după atâta timp că ei au fost antrenați 2 ani de zile, că n-au făcut scrimă de performanță, probabil n-au avut același talent ca dumneavoastră și doamna Laura Badea, dar au fost antrenați 2 ani de zile de doamna Laura Badea și ei nici mi-au spus niciodată că au făcut scrimă și au fost antrenați de dânsa și... a fost în perioada când... Laura, știu că a avut o perioadă scurtă când a lucrat cu niște copii, nu știu exact. Nu, da. Eu ce vreau să vă întreb este tot așa, de pe partea aceasta, cum v-am zis, nu știu eu, de tactică și de toate pregătirile care le făceați, dacă a fost cumva vreodată în timpul unui concurs, dumneavoastră de-a lungul carierei întâlnit anumiți adversari, probabil și de mai multe ori începa să-i știți, dar să zicem, după primele asalturi, s-a întâmplat vreodată să vă schimbați tactica sau în funcție de cum simțeați adversarul, sau la scrimă este un anumit, a studiat adversarul și vă țineți tactica până la final? Da, de regulă noi ne cunoșteam. Spre exemplu, la campionatele mondiale veneau doar 5 sportive din fiecare țară. La cupele mondiale erau țări care aduceau mai multe sportive și ne cam știam între noi. Fiecare are o paradă preferată, avea un atac preferat, o paradă preferată. Bineînțeles că trebuia să aplici tactica, dar aici era și frumusețea că de multe ori... făceai lucrul acesta, dar nu adică vroiai să-l faci, dar nu reușeai să-l faci pentru că celălalt făcea foarte bine. Da. Ce făcea? Spre exemplu, era Valentina Vezzali din Italia, campioană mondială olimpică, da? Care avea un contraatac extraordinar de bun, ea ținea o distanță foarte mică și știam că face contraatacul și tot nu reușeam să o lovesc. Adică, de multe ori
Uitați că dacă mi-a spus numele și ați menționat acest lucru, poate să zicem că are legătură cu o altă întrebare care vreau să vă adresez. Care vi s-a părut de-a lungul carierei dumneavoastră cel mai greu adversar și din punct de vedere individual și din punct de vedere al unei echipe? Italia este echipa cu trăgătoarele cele mai, după părerea mea, au fost cele mai bune. Și aici Valentina Vețali și Giovanna Trilini erau pietrele de încercare pentru mine. În rest, mai toate adversarele mele. Da, am înțeles. Da, spuneți, nu vreau să vă întrerup. Nu. Am avut asalturi bune și cu trăgătoarele din Germania și cu cele din Ungaria. Adică erau adversare pe care le întreceam și la care câștigam și la care pierdeam. Da, corect. În egală măsură. Da. Și dar dacă Italia a fost, după părerea mea, cea mai omogenă echipă și cea mai incomodă. Da. Și dacă tot ați spus că ați avut acele probleme de sănătate și că ați început cu dreapta și apoi ați fost stângace, reprezintă chestia asta să fii stângace în scrimă, reprezintă un atu sau, să zicem, un oarecare, nu defect, Doamne ferește, dar nu... Este un atu, pentru că majoritatea trăgătoarelor, așa le zicem noi, sunt pe dreapta și stângacele sunt mai puține. Deci e normal dacă într-o echipă două stângace s-ar antrena între ele, atunci pentru ele n-ar mai fi o problemă să concureze cu stângace. Adică înțelegeți care e ideea. Dacă ar fi 3/4% stângace și un sfert ar fi dreptace, atunci cred că ar fi mai incomod, ar fi mai avantajate dreptacele. Da. Asta e. Da. Dar despre stângace am auzit că au niște calități în plus, nu știu. Păi acum ai cum am auzit că stângacii sunt un pic mai Da. Sunt, păi da, asta cum am zis. Se întâmplă la multe sporturi să fie aceste echipe. Au așa un flair. Da, un flair, da. Eu, uitați, din păcate, pe mine nu m-a descoperit nimeni, că și eu sunt tot stângaș, dar nu. Și chiar în continuare mănânc cu stânga, nici nu pot, dacă îmi dă cineva în partea dreaptă, îl scap de mână, nu sunt obișnuit să țin. Eu am fost forțată să scriu cu mâna dreaptă. Și eu la fel, da. Și cred că mama mea spunea că în perioada aceea mă cam bâlbâiam un pic, centrii nervoși, da, dacă sunt pe o parte. Da, nu e bine, da. Așa. Dar mi-am dezvoltat acest tip de ambidextrie. Adică aș putea să fac și cu mâna dreaptă anumite lucruri, nu sunt stângace și în sensul. Da, corect, nu, așa este. Confirm și eu. Și eu am fost forțat să scriu cu mâna dreaptă. Acum pot să scriu cu ambele mâini, bineînțeles, na, în timp. Acum scriu mai repede cu mâna dreaptă, dar dacă ar fi să scriu caligrafic, cu stânga aș putea să scriu mai bine. Da. Păi bun, atunci vreau să vă mai întreb acum, dacă tot ați mai vorbit de sportiv și așa mai departe, de-a lungul timpului v-ați făcut acolo, când a fost în complexul Ghența, v-ați făcut prieteni așa și de la celelalte sporturi sau nu aveați timp? Că știu că multe sporturi câteodată se spune că sunt activitatea sportivă de 11 luni și de-abia ai timp de vacanță. Da, asta așa e. Prieteni, nu am avut foarte mulți prieteni de la alte sporturi, dar ne cunoșteam cu fetele de la canotaj. Ne întâlneam cu ele la olimpiade. Acolo ne-am cunoscut, de fapt, la olimpiade. În rest, nu am mai avut așa de la atletism, dar pe sportivii de la Steaua știam așa, nu am dezvoltat relații de amiciție, dar erau ne cunoșteam, în sensul că vorbeam, bună, ce faci? Da, corect. Știu. Erau la secțiile de tenis, de atletism. Da. De canotaj, de la handbal mai erau. Da, corect. Handbal masculin. Așa? Da, masculin, da, pentru că din păcate Steaua, uitați că n-are secție feminină. N-are multe, la multe sporturi n-are chestia aceasta feminină, niciun
nici la vole, nici la handbal, din păcate, da, niște sporturi care nu știu de ce nu s-au pus și pe variantă feminină. Și acum, ca o completare a acestei întrebări cu prieteni și alți sportivi, chiar dacă n-ați făcut, cum a spus, alte sporturi înainte de scrimă, așa, când în timpul dumneavoastră sau când vă relaxați, care au fost sportivii așa în general și pe plan intern și internațional care i-ați admirat în general așa de la toate sporturile, le-ați urmărit cariera așa? Vreau să încep cu că toată lumea vorbește acum. Da. Eu sunt foarte pasionată de tenis. Da. Așa că și băiatul meu face tenis și face tenis de la vârsta de 4 ani. Îl antrenează soțul meu, adică tatăl lui. Da. Și am urmărit de atunci, de când avea el 6 ani, am urmărit foarte mult tenis. Toate turneele de tenis, în special tenis masculin. Da. Aveam și câțiva jucători de tenis care nu mai activează. Leighton Hewitt, îmi plăcea. Da. Așa. Ei, știu, puteți să-i menționați că și eu am crescut cu generația mea, în afară de Ilie Năstase, care ne mândri că este stelist. Mie mi-a plăcut, pe plan internațional, eu am crescut cu generația germană. Mi-a plăcut Boris Becker și Steffi Graf. A, da, da. Și Steffi Graf. Da, Leighton Hewitt a fost idolul nostru. După aceea a venit Nadal. A, și eu sunt cu Nadal, pentru că vreau să vă spun. A venit Nadal, deci. Mie mi-a părut la murât, nu, Doamne ferește, zic acum să mă închidă canalul la murât, în ghilimele. Mie nu mi-a plăcut că ultimul meci, atunci înainte să retragă, Pete Sampras l-a bătut. L-a bătut elvețianul, da, uitați că e Tomei Federer, Federer. Și din acel moment nu mi-a plăcut Federer. Și cum a apărut Nadal, eu am ținut cu Nadal. Da, nu ne-a plăcut Federer pentru că a fost acel meci de Cupa Davis România-Elveția care s-a jucat la Sala Polivalentă și am avut chiar lângă scaunului am avut loc acolo și nu a dat absolut niciun autograf. Pentru care băiatul meu l-a șters complet de pe listă. Nu că nu ne-ar fi plăcut cum dar sunt momentele acestea care îți fac decizia și mai hotărătoare. Da, după părerea mea a fost unul dintre, adică cel mai talentat și care a jucat cel mai frumos tenis. Nu știu, parcă fără efort. Dar nu ne plăcea altceva la Nadal. Ne plăcea spiritul lui de luptă, de au fost niște lucruri care ne-au plăcut. Păi și plus că se amăna cu noi, avea ginta aceea latină ca noi și Da, exact. Da. Au fost foarte mulți. Acum dacă stau să vorbim și de Sampras ați vorbit. Au fost foarte mulți. Martina Hingis, Da, corect. A fost ceva așa, ceva. Au fost jucători care au adus ceva nou în tenis. Da, și pe acea vreme era concurența mai mare la multe sporturi. Că uitați, acum la fotbal a fost acea chestie cu Messi, Ronaldo, la tenis Nadal cu Federer până să vină Djokovic. Dar sunt așa cazuri, pe când în acele vremuri țiu minte că se schimba numărul 1 de vreo 3-4 ori pe an. Nu prea ținea cineva așa de mult numărul 1. Da. Da. Acum vreau să vă întreb tot așa pe parte, că vreau să așa să prezint pachetul complet al fiecărui invitat. Și cum v-am zis, cu tehnologia de astăzi lumea tipărește și vă vede performanță și vreau să vă pun și întrebările acestea mai... nu, cum am zis, personale, dar nu personale în sensul așa adânc. În primul rând, pentru că sunteți o persoană de genul feminin, nu pot să nu vă întreb care este floarea dumneavoastră preferată întâi. Floarea mea preferată? Da. Lalelele îmi plac. Am înțeles, da. Iar apoi vreau să vă întreb tot așa, pentru că de-a lungul carierei, știți cum e cu viața sportivă, nu prea ai timp să vizitezi locurile în care te duci. Și dacă aveați timp, era foarte limitat. Și dacă așa de-a lungul vieții dumneavoastră
aveți așa un loc preferat care l-ați vizitat de mai multe ori și care ar fi, de exemplu, un alt loc care încă l-aveți pe listă și sperați să-l vizitați într-un viitor apropiat? Într-adevăr, nu aveam timp să vizităm, dar credeți-mă că o zi, dacă am avut liber, am vizitat. Am fost foarte, foarte dornice să cunoaștem. Spre exemplu, în Paris am vizitat. Am vizitat Parisul. Am fost la Louvre, la Versailles, am vizitat. Când am fost la Atena, am fost pe Acropole, am vizitat cam tot ce se putea vizita în timpul pe care, timpul pe care îl aveam liber. Nu știu dacă am ceva pe listă neapărat să vizitez. În momentul de față e și destul de periculos să mai pleci foarte departe. Da, încă, mă gândesc, încă mă gândesc că... Am înțeles, da. Nu e nicio problemă. Eu mă gândeam așa, cum vă vine la, cum se zice, la dialog între doi bucureșteni. Da. Cred că și în București aș avea multe lucruri să le vizitez. Ah, da, păi știți cum este. Dacă avem timp. Mie, în general, la toate marile orașe, mie îmi place să caut pe cineva care stă în acel oraș și să-mi arate lucruri, că, de exemplu, lumea și aici, vă dau exemplu New York-ului, care... Da, acolo stă fratele meu și e la 4 ori și ceva de mine, dar New York în general lumea se duce la cele câteva atracții unde se știe toată lumea, dar noi ne ducem de zeci de ori din atâția ani și părinții se duc mereu în New York și mereu descoperă altceva. Și da. Dacă nu locuiești acolo, n-ai de unde să știi. Și... Am vizitat, spre exemplu, în anul 1992 am fost la Sheffield, am avut o universiadă. Și s-a făcut o zi excursie la Londra, ne-am urcat în autocar, am mers, am vizitat într-o zi tot ce se putea vizita și ne-am întors din nou. Da. Că am fost mereu genul de fete cărora ne-a plăcut foarte mult să descoperim lucruri noi. Da. Corect. Nu, așa e. La Paris am vizitat chiar când s-a deschis nu știu cum se numește. Da, nu e nicio problemă, stați liniștită. Nu o să facem acum. Ați văzut că se mai instalează câte o chestie după anumită vârstă, o amnezie. Nu, stați liniștită, că și mie ați văzut, am zis numele lui Federer și după două propoziții l-am uitat. Așa că da, nu, e un lucru normal și nu, stați liniștită că nu suntem aici nici la examen, nici la televiziune. Aceasta este poza, când ne-am întors de la Barcelona, în aeroport. Barcelona, Eliza, Laura, Roxana, Reca și cu mine. Și fetița Elizei, Andreea, care astăzi este mămică. Da, e foarte frumos. Da, uitați cum sunt momentele acestea când era persoana aceea mică și acum are la rândul ei o nouă generație, cum se spune. Da, o nouă generație. Și să știți că am avut parte de cei mai buni antrenori posibili. Cei mai buni antrenori. Da. Dacă aș vrea să-i amintesc pe toți, cred că ar trebui să-i scriu pe ceva. Da, ca să nu... Dan Hauler, domnul Ardeleanu, domnul Vlad de la Brașov, domnul Pellegrini. Mi-au fost și colegii antrenori, Ducu Petre și Romica Molea. Mi-au fost antrenori în ultima perioadă. Petre, chiar am făcut și cu dânsul. Am făcut un interviu. Da. Și ultima lovitură, da, asta vreau să spun, că ultima lovitură a fost la ultimul meu campionat mondial în Franța. Am primit o lovitură prin mască și am avut așa nasul. Așa, aia a fost ultima mea lovitură. Uite că mi-am adus aminte de ea. Da, păi nu, stați liniștită, nu e... și dacă tot vine vorba de aceste accidentări sau ceva, nu vreau să devenim pesimiști acum și Doamne ferește. Oricum, prin intermediul dialogului nostru am văzut că v-am strânit zâmbetul de multe ori, deci mi-am făcut datoria, cum se spune. Dar vreau să vă întreb dacă ați avut parte de multe accidentări majore de-a lungul carierei. Accidentări majore nu am avut. Întinderi, în special întinderi musculare. Da. Noi am fost...
am avut o generație, generația dinaintea noastră, ele mergeau iarna și făceau pregătire fizică, făceau și un fel de ski fond. Făceau și cu greutăți, ceea ce le-a cauzat destul de multe probleme, în special la genunchi, meniscul, ligamentele. Da. Iar cu noi s-a schimbat placa, adică au scos toate aceste greutăți de pe noi. Poate de aia am și reușit să fim destul de sănătoase până la o vârstă avansată. Eu m-am retras la 34 de ani, dar cred că aș mai fi putut să practic scrima încă o perioadă. Păi cu ocazia asta, uitați, mi-ați răspuns oarecum și la o întrebare care vreau să vă adresez. Vreau să vă întreb cât de greu a fost momentul retragerii și dacă ați fi vrut și ați fi putut să faceți, să o aveți carieră mai lungă. Am plâns cu un ochi și am râs cu celălalt. Asta e tot ce pot să zic. Adică, într-un fel, simțeam nevoia să mă odihnesc, să mă odihnesc total, să nu mai merg în cantonamente, să nu mai merg zi de zi la antrenament, să stau cu familia. Este foarte greu. Am cred că 20 de ani a fost, aproape 20 de ani au fost de antrenamente, de plasări, aproape 20 de ani. Știu. Da, am înțeles, da, corect. Acum vreau să vă întreb, uitați că mi se întâmplă. A mai fost o medalie. Da. Acum că am scris. Cu echipa Steaua am câștigat Cupa Campionilor Europeni, da, în anul în care am și rămas însărcinată. De fapt, eram însărcinată la acel concurs la Torino. Da. Foarte bă, asta e un lucru memorabil, să fiți cum s-a întâmplat și la... I-am spus băiatului meu, lui Valentin, că și el este medaliat. Da, și el a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Da, păi uitați că știți că au mai fost evenimente cum a fost doamna Simona German, care știu că s-a retras, că a rămas însărcinată și apoi a mai concurat iar o perioadă după câțiva ani și s-a dovedit să fie tot așa de bun augur, că la unii sportivi se spune că nu au fost inspirați să se reapuce, iar la alții s-a întâmplat să aibă chiar cariera și mai fructuoasă după o anumită întrerupere. Sau... Da, pentru că corpul după naștere se regenerează, plus că e vorba și de odihnă, în ghilimele odihnă. Da, corect, da. Așa. Pentru că e copilul și prea odihnit n-ai cum să fii, dar e un alt fel de odihnă, adică te rupi de anumite lucruri și îți face bine o naștere, părerea mea, dar depinde și de sport acum. Da, da, corect. Nu, eu, dacă mă întrebați pe mine, eu consider chestia aceasta cu naștere, deci eu nu vă fac discriminare, dar eu consider oricum ar fi orice persoană de genul feminin în momentul când naște, orice femeie este foarte frumoasă. Deci ce să mai... Așa, da. Vreau să vă întreb acum, dacă vine vorba de odihnă și de aceste lucruri, care era locul în care simțeați că vă reîncărcați bateriile după un sezon extenuant? Și dacă cumva a rămas același loc și acum sau poate n-a? Acum, fiind cu familia... Locul era unde se nimerea să fie. Adică, unde, da. Deci n-ați avut un loc neapărat să fie același loc ani de zile? Nu era același loc ani de zile. Depinde unde se nimerea să fiu atunci. Adică puteam să mă duc la mare sau puteam să mă duc cu soțul meu la... avea nu știu ce turneu și mergeam cu el. Da. Oricum era o odihnă activă. Nu am fost niciodată o persoană care să se odihnească în sensul că să nu facă nimic toată ziua. Da. Acum vreau să vă întreb. Acum vreau să vă întreb așa, dacă ar fi, să spunem, cum e acel film Dumnezeu pentru o zi, dacă ați avea o putere, să spunem, să conduceți așa scrima la nivel mondial,
Și asta e o întrebare așa, mai mult cu presupusul, să spunem, sau nu știu, pentru că tot așa dumneavoastră știți toate detaliile. Care ar fi, de exemplu, o regulă care v-a deranjat, știu eu, arbitrilor sau ceva la modul general și ați scoat-o din scrimă și care, să zicem, ar fi o regulă care ați implementat-o să ajutați mai mulți sportivii sau acest sport? Ah, bună întrebare. Și foarte grea. Foarte grea. Păi atunci puteți să o răspundeți invers la cu a doua parte sau cu prima, da. Ce nu mi-a plăcut? Sau da, da, unul cu care vă impresionează sau nu vă plăcea în acel moment. Da, de-a lungul carierei noastre, da, și ca și echipă am avut parte de multe schimbări și de, nu neapărat de regulament, de regulament de desfășurare. Au fost echipe înainte, erau, da, echipe de 5, concuram 4 și o rezervă, după aia au fost echipe de 3. La Olimpiadă ne-au scos competiția pe echipe la Floretă Fete. Da. Olimpiada de la Sydney, Floreta Fete nu a concurat la echipe. Nu știu, aș lăsa scrima așa cum a fost, așa cum a fost mai de mult. Spre exemplu. Adică vă referiți că s-a schimbat, am văzut la gimnastică, s-a schimbat sistemul de notare, așa s-a schimbat și la scrima, a fost un sistem de notare sau a rămas același de pe vremea dumneavoastră? Nu, a rămas același, dar s-au schimbat un pic, cum să mă exprim eu. Ce s-a schimbat la noi la Floretă este că Floreta era mult mai spectaculoasă și ne mișcam mult mai mult pe planșă, erau acțiuni mult mai, mai frumoase. Acum s-a simplificat, acum parcă se stă la pândă, deci se țope așa, parcă se stă la pândă să vedem cine lovește primul. Parcă a început să semene puțin cu spada. Mie asta am fost și am văzut niște asalturi de Floretă. Bineînțeles că nu vorbesc. Poate că sunt, cred că trăgătoarele care sunt cele mai bune la nivel mondial în clipa asta încă practică floreta de care vorbesc eu, dar majoritatea au trecut la muncesc mai puțin, ca să zic așa. Da, din păcate, da. Știți cum e cu asta? Muncesc mai puțin în sensul că nu se mișcă foarte mult, nu fac fandările mai lungi. Nu, dar știți cum este că cu tehnologia și cu ce se întâmplă cu evoluția societății, nu prea este un lucru bine pentru sport, că lumea devine mai comodă, nu-și mai doresc așa de mult. De exemplu, cu domnul Pete Becheru mi-a spus la dânsul când a antrenat la haltere că el încerca să le facă sistemul Nicu Vlad, care dânsul toți încercau să ridice mai mult ca să ridice nu știu cât la concurs. Dar domnul Nicu Vlad, când ridica la antrenament, la concurs, ridica și mai mult, iar vrea să-i ambiționeze pe sportivii actuali, însă ei, să zicem că ridicau 120 și domnul Pete Becheru zicea, hai să încercăm și cu 130. Ei spuneau, lasă că e bine și așa. Deci îți dădea seama că dacă un sportiv spunea lucrul ăsta, nu mai prea putea să facă performanță dacă el nu-și dorea el în primul rând. Și de asta vă spun că, din păcate, lumea se apropie acum de sport, părinții duc pe la mai multe sporturi, nici nu-i lasă să-și aleagă cum ar veni sau dacă au timp îi duc, dacă nu, nu-i mai aduc a doua oară. Deci, din păcate, oarecum eu dau vina și pe părinți acum, că nu se hotăresc. Da. Și la dumneavoastră în America, acum sunt eu cu întrebările, cum este apropo de sport și de copii? Păi aici este... Aici este implementat de când sunt mici, oarecum că poate să-și facă banii foarte ușor intrând în sport. Cu atâtea lucruri care se dea pe gratis la facultate, dacă fac sport, dacă sunt buni, o să aibă o carieră. Deci aici se implementează de când sunt mici, oarecum, și prin ce văd în jurul lor, cu sportul poate să reușească mai ușor în viață și încearcă să-și descopere talentul la ce ori sport ar fi, că le este mult mai ușor. Deci aici, în privința sportului, oarecum e o chestie națională. Deci nu-ți face nimeni problemă. Sportul aici nici nu trebuie împins, cum se zice în România, hai că să punem sportul prioritate. Aici este prioritate și dacă vrei și dacă nu vrei, că este o chestie implementată de generații întregi.
Dar mai este și altă chestie cu sportivii, știți, în România, când se iau acele interviuri după un concurs, după un meci și așa mai departe, în România câteodată vrea să se arate cu degetul și se duce să-l întrebe pe cel care nu prea știe să vorbească sau pe cel care nu e informat și după aia se fac ancanuri. Pe când aici este stabilit înainte căruia îi se ia interviu și americanii, ca să nu îi se facă o pată de imagine a țării, ei întotdeauna intervievează pe cei care știu să vorbească și cei care știu să spună ceva. Deci aici niciodată nu fac chestii de cancan și așa mai departe. Deci au grijă de imaginea lor. Deci sportul este privit chiar ca un ambasador și nu vor să se facă de râs de niciun unghi, din niciun punct de vedere. Deci, da. Cred că la sporturile acestea, îmi pare, sunt foarte dure, canotaj, haltere. Există încă în țară locuri unde se poate face o selecție de sportive. Da. Adică încă avem copii care sunt bine făcuți, sănătoși, crescuți natural. Da, păi uitați cum a fost. Așa se făcea și la canotaj selecția pe vremuri. Da, uitați cum a fost acum, la începutul anului sau când a fost acel boom, că toată lumea spunea, uitați, nu mai reuși nimic, nu mai face nimic. Și iată că a fost acel boom cu notul, apoi și cu tenisul, Simona Halep. Și cu tenisul și acum începe să se facă oarecum și cu gimnastica. Gimnastica aveam așa, să zicem, întâmplător câte o fată, două, și este greu să se facă o echipă. Și uitați că încetul cu încetul încearcă să se facă iar o echipă a României, că așa, individual, mai câștigă cineva. Știu eu, cea Ana Maria Barbosa, care a fost adusă de la Focșani la Clubul Steaua, sau fata Cameli Voina, sau așa mai departe. Dar uitați că echipă e mai greu să se facă și sperăm să se facă o echipă. Dar a fost acel boom de câteva sporturi și în România spunea că nu mai este nicio șansă sau nu mai putem să facem nimic, iată, și mai ales canotajul, care, cum am spus, este un cel mai bun sport medaliat și la Clubul Steaua și la Clubul Dinamo. Iată că acum, la ultimele campionate și mondiale și olimpice, s-a dăborit recordul de medalii, care era de pe vremea, știu eu, sportivilor mari care au fost ai României. La canotaj este doamna Elisabeta Lipă. Da, e doamna Elisabeta și acum avem și noi la Clubul Steaua, bineînțeles, pe Simona Radi și așa mai departe, atâția sportivi. Și da, e bine să fie cineva în fenomen, așa cum este și la notă doamna Camelia Potec, care, da, tot așa, din punct de vedere că dumneavoastră sunteți mai în măsură să spuneți, pentru cei care, să zicem, că nu știau prea multe despre acest sport, despre scrimă și în general la toate cele trei arme, dacă ar fi să dați un sfat pentru părinții care și-ar vrea să-și aducă copiii sau copiii care trebuie de părinți să vină la acest sport, ce sfat le-ați dat și de ce calități ar avea nevoie să îmbrăcișeze acest sport? Bun. Scrima este un sport asimetric. Eu nu recomand ca cei mici să înceapă scrima foarte devreme. Am înțeles. Acum copiii vin la scrimă și la 6 ani. Bun, ei, să zicem că nu fac foarte multe jocuri, cred. Da. Nu știu cum se procedează, dar în clipa în care pui la 7 ani în gardă un copil și face antrenament des, da, să zicem, 4 ori pe săptămână, este normal că coloana va avea de suferit. Și da, nu recomand să se înceapă foarte devreme scrima. Eu zic că undeva 8 ani. Am înțeles. 9 ani este o vârstă ok, dar până la 9 ani ar trebui copilul să practice alte sporturi. Da, mersul cu bicicleta, jocul cu mingea, da. Sunt atâtea sporturi care se pot face și cu părinții. Nu trebuie neapărat să fie dus într-un mod organizat. Pe stadion există antrenori care fac grupe de copii și pot să înceapă să facă atletism, să învețe în primul rând școala alergării, să învețe să facă joc de glezne, călcâiele așezute, toate specialele și toate astea îi formează și îi ajută foarte mult să facă și alte sporturi, nu neapărat scrimă. Dar ar putea la 7 ani să înceapă să joace un tenis sau... Mulți copii merg la fotbal. Merg la fotbal și cei care nu știu să meargă. Adică să meargă. Da, corect. Nu știu
ce fac acolo, probabil că zic că merg la fotbal. Da. Păi știți cum este? Din păcate, din păcate Da. Eu i-aș sfătui, dacă vor să înceapă scrima, pot duce copilul la scrimă, la vârsta de 8 ani. Da. Acum avem foarte multe cluburi și private, dar se poate merge la federație și să cere acolo relații unde ar putea să înceapă. Da. Și cred că există antrenorul care preia copilul, vede dacă are aptitudini sau nu. Adică din partea mea ar fi cel mai bine să zică are aptitudini sau nu are. Dacă copilul nu are aptitudini și vrea să învețe totuși să practice sportul ăsta, poate să meargă în continuare. Da. Eu zic că oricine se ține de o anumită activitate, până la urmă tot învață. Da, corect. Cea mai bună, cum să zic, să nu mergi odată pe lună de două ori și două luni nu. Da. Dar să ai o anumită continuitate, asta e cuvântul. Continuitate. Da, da, corect. Așa este. Acum depinde, trebuie să vezi dacă copilul are dorința de a se bate, dacă e mai reactiv așa. Eu am rămas în urma sportului pe care l-am practicat, am rămas cu niște, nu știu dacă calități sau defecte, dar reacționez destul de repede. Dacă cineva îmi dă o palmă, nu stau să mă uit. Câteodată zic mai bine ar fi să mă uit, să număr până la 3. Poate nu trebuie să dau înapoi palma aia, adică, dar eu reacționez imediat. Păi nu, a rămas de, cum se zice, dar scrima e un sport foarte, sport nobil. Da, exact, am uitat să spun. Care se formează frumos pentru viață. Da, și în general sportul nu numai scrima. Da, păi nu, uitați că mi-a scăpat în scurta prezentare care am început să fac, am uitat să spun că într-adevăr, dar scrima ca și cu călăria și astea sunt sporturi nobile, care e un lucru și mai de admirat. Și da, din păcate nu este, uitați, toate sporturile este o anumită vârstă care se spune să se începe. Uite, singurul sport în care poți începe de când te-ai născut este notul, cum se spune, arunci copilul din burtă în apă și după aia știe să noate. Da, așa e. Iar notul este și sportul care este folositor la toate sporturile, că este un fel de refacere pentru orice sport. Corect, da. Este făcut. Da, corect. Uitați că am trecut deja, dar știți cum e cu dialogul cu dumneavoastră. A fost tot așa, să vorbesc ca și cum aș vorbi cu cineva care deja, deși vă cunosc de puțin timp, parcă vă cunosc de o viață, cum se spune. Da, da. Pentru mine la fel. Și vă mulțumesc încă o dată pentru acest dialog și pentru această oportunitate care reprezintă mai mult decât v-aș fi văzut să vă cer o poză sau un autograf. Deși și lucrul ăsta, nu știu, poate că mai vin data viitoare în România, poate o să încerc să vă vizitez și pe dumneavoastră dacă îmi acordați această ocazie. Da. Și acum pe final, dacă aveți un mesaj, eu încercând acesta să fie în principiu un canal stelist, deși mai fac și cu alte sporturi, cum am zis, pentru că clubul ăsta are și multe secții care nu le are pe variantă feminină și atunci fac un handball și un volei și alte, sau patinajul, am încercat să am invitați de acest gen. Dacă aveți un mesaj pentru iubitorii scrimei în mod special și în general pentru fanii Stelei. Pentru fanii Stelei? Da. Am activat la acest club și numai la acest club, așa că Steaua pentru mine este, haide Steaua, nu știu ce să zic. Corect, păi nu, e ceva. Le doresc colegilor mei de la scrimă să ia cât mai multe medalii la toate competițiile și doresc clubului Steaua să aibă performanțe cât mai frumoase. Le doresc succes la olimpiadă. Da. Corect. Da. Și ce mesaj? Haide Steaua. Corect, da, nu, e prevedat să că de asta v-a pus și întrebarea aceasta, pentru că dumneavoastră fiind numai la clubul ăsta, era clar că mi-a plăcea răspunsul dumneavoastră și era un lucru cu care ne mândream. Deci da, și prietena asta a fost și pe săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut
și v-am readus-o, cum se spune, la viață pentru cei care nu știați prea multe despre invitata mea de astăzi și să vă demonstrez încă o dată ce înseamnă scrima pentru Clubul Steaua și pentru România. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou invitat de marcă și pe final, cum sunteți obișnuiți, acesta fiind un canal stelist, nu putem încheia decât prin Forța Steaua. Forța Steaua! Mulțumesc, Lucian! Asta.